Așa, am educație fizică, doar acești pantaloni am. Poate mă duc să-i cer la părinți, dar nu, ei nu prea au bani de noi pantaloni. Totuși mă duc să încerc. Ce facem luna asta? Cum mă mai întindem cu banii? Ai luat salariu? Care salariu? Tu doar știi că șeful mereu întârzie. Mi-a promis peste 3 zile. Care 3 zile? Mereu îți spune așa, 3 zile, 3 zile, îți spune de 2 săptămâni. Lumina nu-i plătită, dar lasă lumina. Băiatul acela nu are cu ce să meargă la școală, îmbrăcăminte, cărți, caiete, are nevoie. Ce facem? Lasă că ne descurcăm noi, cum ne-am mai descurcat. Of, descurcatul acesta niciodată nu mi-a plăcut. Mam, tat, nu am vrut să vă zic, dar îmi trebuie pantaloni noi. Da, Alex, bine, o să-ți cumpărăm alți pantaloni. Bine. Și de unde noi o să luăm bani de alți pantaloni? Lasă că ne descurcăm. Alo, Veru, salut! Salut, salut! Uite, am nevoie de niște bani să-mi promut și ți-i întorc cât mai curând posibil. Bani pot să-ți dau, dar am o ofertă mai bună decât banii. Ce ofertă? Păi pot să te angajezi pe tine și pe soția ta la o muncă bună aici în Anglia. A, da, accept, orice ar fi, accept. Ok, atunci, dar mă suni. Da, bine. Hai, ceau. Suntem în contact, pa. Cristina, am primit o ofertă de muncă în Anglia, pentru amândoi. Și cu Alex ce facem? El este prea mic să rămână fără noi. Cum o să vedem cum crește? Cine o să-l educe? Nu, eu sunt categoric. Nu. Păi tot pentru binele lui, pentru viitorul lui. Cu ce vrei să-l creștem? Ce chiar în Moldova nu găsim nimic de muncă? Lasă tu hotarele, avem copil. Bunica, dar ce vrei? Să te uiți la televizor? Da. Păi nu e voie, că o să strici ochișorii ăștia frumoși și ai stai așa cu bunica bunielul, cu ochelari. Mai bine du și citești o carte. Haide, haide, hulubașul bunic. Ha. Așa bunele? Da, da. Eh, părinții mi dădeau voie o oră, două la televizor. Dar trebuie să-mi ascult bunicii. Puișorul bunielu, culcă-te că este târziu. Care târziu, bunile? De-abia e ora 9 și încă și mi-e foame. Bunica, fă repede ceva de mâncare la nepoțelul nostru. E foame. Vin, vin. Și e foame la hulubașul, bunica! Ce vrei, bunica, să fac niște măliguți cu smântânică, cu brânzăcă de oaie, da? Ce vrei, băițelul? Care, bunica, mămăligă cu smântână? Poate mi faci cartofi prăjiți? Care cartofi prăjiți, hulubașul, bunica? E seara, nu e bine la stomacelul tău! Da, mama mi făcea. I lasă, mama. Acum ești cu bunicuța, bunica te face ohohoi, să vezi. Așa, trebuie să dorm și cineva trebuie să-mi citească povestea. Bunica, poți să-mi citești povestea?
Vine, bunicuța, vine, 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 vine. Poftim, bunic, citește-mi. De unde, de aici, din cărțulie? Nu, bunica nu citește de aici. Bunica, lasă, spune povești care știe. Păi, mama, în fiecare seară nu citea povești. Lasă și citea mama. Bunica, ia dă-te mai acolo, bunica, să povestească. Povești de-a lui stră, 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 bunilei, cum a fost la prășit. Cât, și era odată, ca niciodată. Bunele, poți să mă ajuți cu tema pentru acasă? Da, Alex, vin, vin! Ce ai tu acolo? Bunelu, poți să mă ajuți la acest exercițiu? O, Alex, da, păi eu nu știu. Eu am învățat în chirilică, dragul Bunelu. Nu pot să te ajut. Hai, încearcă singur să le rezolvi. Da, de când au plecat părinții, am început să primesc și doi. Ah, căsuța noastră! Hei, câți ani au trecut? Da, 4 ani, oare cum a crescut băiețelul nostru? Hai, nu repede să-l vedem. Da, hai! Tare dor de el! Alex, salut! Salut, băițelu! Uite, și crescut mare, băițelu! Mama a făcut cu tata bani. Da, a făcut acum... mulți bani pentru tine! Da! Eu în acest timp n-am avut nevoie de bani. N-am avut nevoie de voi. Mai întindem luna asta cu bani. Hai! Voi amândoi vă luiți. Mama, tata. E tot ne-a râdit. Asta. Hai, vă plaie. Of. Tucica. Și de unde o să luăm noi alți bani de pantaloni?